Doamnelor și domnilor, Marcel Spătaru este gazda voastră la Erudit Cafe. Stimați telespectatori, bună seara! Este un nou început în Erudit Cafe, este un nou sezon în care vom vedea echipe noi, în care vom vedea echipe tinere, care sunt dornice de afirmare. Iată două dintre aceste echipe pentru prima dată în clubul Erudit Cafe, echipa Sombrero, în următoarea componență. Beatriz Popescu, Pavel Gherghelaș, Maria Dragan, Mihai Avram, Mariana Burcă și capitanul echipei Iulian Gramatski. Împotriva acestei echipe vor juca cei din echipa Zebra. Cojocaru Ana Maria, Bivol Patricia, Vlădicescu Cristina, Petrov Dumitru, Cipotaru Ștefan și capitanul echipei Constanța Dohotaru. Echipa Sombrero este pentru prima dată în acest an, în 2009. Totuși pe unii dintre ei am văzut anul trecut. Iulian Gramatski în special, capitanul echipei. Ai mai fost capitan la noi în club, nu? Da, desigur. Cum se numea atunci echipa ta? Tot Sombrero. Tot Sombrero se numea. Însă componența era un pic diferită sau nu? Un pic, da. Un pic diferită. Aveam doi membri noi, Pavel și Beatriz. Cred că o să vă ajute acești membri noi, pentru că întotdeauna ai nevoie de sânge nou, bănuiesc, într-o echipă, da? Și echipa Zebra, într-o componență cu care ne-au obișnuit, mai mult sau mai puțin. Ei au căutat mult timp o denumire pentru echipă și până la urmă s-au decis. Reamintesc telespectatorilor că în primul sezon, învingătoarea a devenit echipa Jazzy. Pe ea, pe această echipă, o vom vedea, sper eu, în una dintre edițiile următoare ale jocului nostru. Acum însă procedem la prima temă din noul sezon în Erudit Cafe. Indiciul întâi. De obicei sunt practicat în a treia joi după Rusalii, dar pot avea loc în orice zi de vară. Indiciul 2. Sunt jucat de fete tinere și mai rar de băieți care au vârsta sub 14 ani. Va încerca să răspundă echipa Sombrero? Cine? Va răspunde Mihai Avram. Mihai? Încercăm să răspundem Ciuleandra. Ciuleandra. Din câte știu, Ciuleandra este jucat pentru că este un dans destul de dificil și rapid. Este jucat de oameni de tineri un pic mai în vârstă totuși. Indiciul 3. În textul meu clasic, participanții cer de la Dumnezeu cheile de la bolta cerească. A apăsat pe buton Constanța. Cine răspunde? Va răspunde Ștefan Cibotar. Ștefan? Presupun că este vorba despre Caloian. Caloianul. Ce este Caloianul? Caloianul este o statuie de luță, de lemn, care este introdusă în apă și se cântă. Iane, Iane, Caloiane, dă-ne cheile, deschide porțile să... Am înțeles. Totuși de la Ian se cer cheile, nu de la Dumnezeu în acest obicei. Încă un indiciu pentru Sombrero. Sunt denumirea cea mai răspândită a ritualului magic de invocare a ploii. Și ultimul indiciu pentru ambele echipe, dar echipa Zebra nu are nevoie de acest indiciu. Mai știe un obicei de invocarea ploii, echipa Zebra? Da, noi nu vrem să riscăm, de ce va răspunde Vlădicescu Cristina. Dacă ați fi riscat, cine ar fi răspuns? Posibil ar fi răspuns echipa adversară. Am înțeles. Bun, Cristina? Eu presupun că este vorba despre o sărbătoare, adică însăși ritualul. Știu, de mică exista o poezie, rudă, rudă, papa, rudă. Și deci consider că este vorba, nu știu, de stropire sau... Deci stai un pic, ai ajuns tare aproape. Deci cum, despre ce este vorba în această întrebare? Deci însuși ritualul constă cu oamenii se stropire. Și cum se numește? Cum crezi că se numește acest ritual? Stropire, atât. Indiciu până la capăt pentru echipa Sombrero. Sunt o rudă care vine să vă ude.
Cine va răspunde din echipa Sombrero? Printr-un cuvânt, așa cum ați cerut, paparudă. Paparudă, într-adevăr, acesta era cuvântul. Acest cuvânt trebuia să-l numiți. Paparudă rudă, vină de neudă, cu găleata leata peste toată ceata, dă-ne, Doamne, cheile, să deschidem cerurile, să pornească ploile, să curgă și roaiele, să umple pâraele. Acesta este textul care este rostit în timpul acestui ritual. 1-0 pentru echipa Sombrero. Tema a doua, indiciul întâi. Eroina principală a acestei creații avea un nume lung, printre care se regăseau numele Kathy, Hamilton, Kennedy și Butler. De data aceasta, mai sigură pe ea este... Se va revolșa? Vladicescu Cristina. Cristina este mai sigură pe ea, da? Răspunsul este pe aripile vântului de Margaret Mitchell. Într-adevăr, romanul este pe aripile vântului, iar telespectatorii și echipele trebuie să fie foarte atente la ceea ce se întreabă de fapt în întrebare, pentru că doar acesta este răspunsul corect. Tema a treia, indiciul întâi. Filozoful Rabindranath Tagore m-a numit Marele Suflet, epitet care nu s-a mai dezlipit de numele meu. Va răspunde echipa Sombrero? Voi răspunde eu, Iulian Gramatski, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, într-adevăr, Rabindranath Tagore este un mare filozof indian, iar Mahatma Gandhi... Cel care a militat pentru rezolvarea pașnică a problemelor poporului său a fost denumit Marele Suflet, într-adevăr, 2-1. Tema a patra, indiciul întâi. În 1977, miliardarul Thierry Sabine s-a rătăcit și a fost pe aproape de a-și pierde viața. Ca rezultat al acestei peripeții, am apărut eu. Indiciul 2. Istoria mea are deja 3 decenii, prima ediție fiind organizată în 1978. Va încerca să răspundă Sombrero iarăși. Vă răspunde Pavel Gheorgheoaș. Deci încercăm să dăm un răspuns. Luând așa în considerare că telefoanele mobile deci sunt de 3 generații, generația 1, 2 și 3G, răspunde un telefon mobil. Prima ediție a telefonului mobil a fost organizată în 1978. Indiciul 3 pentru echipa Zebra. Am fost de-a lungul timpului ținta unor importante critici care vizau atât rata ridicată a accidentelor, cât și impactul evenimentului asupra oamenilor și a țărilor pe care le traversează. Următorul indiciu pentru ambele echipe. Cu câțiva ani în urmă, din cauza problemelor politice și economice, s-a decis schimbarea punctului de start. Până în anul 2007, competiția a început din capitala Portugaliei. Va încerca să răspundă echipa Zebra? Noi, de fapt, vom risca foarte mult și va răspunde Ștefan Cibătaru. Consider că este vorba despre Raliu Paris-Dakar, care din cauza... Haideți să mai presez un pic. Deci dacă el începea deja în Portugalia, ar fi fost ciudat să numească Paris-Dakar. Da, este într-adevăr vorba despre raliul Dakar, pur și simplu. Într-adevăr, în 2008 competiția a fost anulată în totalitate, iar în acest an, în 2009, competiția și-a păstrat numele, se numește raliul Dakar, dar și-a schimbat locul de desfășurare, startul fiind dat în Argentina, deja pe continentul Americii de Sud. Într-adevăr, este vorba de raliul Dakar, cel mai popular, cel mai cunoscut raliu de rezistență, raliu automobilistic. 2-2. Atenție, tema a cincea, indiciul întâi, vreau să reamintesc echipelor că în Erudit Cafe temele sunt din orice domeniu. Merg pe pământ și sunt cavioara. Toate îmi pare că sunt prima oară. Și
Indiciul 2. Am debutat în 1957 cu Alarma. Începutul a fost apreciat ca unul de bun augur. Va încerca să răspundă echipa Sombrero? Va răspunde Mihai Avram. Grigore Vieru. Mihai? Răspunsul nostru este Grigore Vieru. Grigore Vieru spunea despre sine însuși: merg pe pământ și sunt cavioara. Toate îmi pare că sunt. Prima oară. Într-adevăr, marele poet de care ne-am despărțit în acest an, care a trecut în nemurire pe 18 ianuarie 2009. 3-2 pentru echipa Sombrero. Atenție, următoarea temă. Indiciul întâi. Într-un mesaj foarte popular, eu am spus: amintește-ți că atunci când nu obții ceea ce vrei, este uneori o minunată lovitură de noroc. Indiciul 2. La 10 noiembrie 1989 am primit premiul Nobel pentru pace. Va încerca să răspundă Zebra? Pare mi se noi am greșit, dar oricum va răspunde cu jucarea Ana Maria. Ana Maria? După părerea noastră e Gorbaciov? Nu. Din păcate nu. Indiciul 3. În traducere, numele meu înseamnă învățător. Următorul indiciu pentru ambele echipe. În total sunt recunoscute 14 reîncarnări ale mele. Va încerca să răspundă Sombrero? Va răspunde Mihai Avram. Mihai? Ar putea fi Dalai Lama. Nu doar ar putea, ci este Dalai Lama, într-adevăr, liderul spiritual al multor țări din Asia, mai ales a Tibetului, care spunea că atunci când nu obții ceea ce vrei, e ca și o lovitură a norocului. 4-2 este scorul cu care echipa Sombrero se califică în finala serii. Iar noi luăm o scurtă pauză muzicală împreună cu Doinița German și Vasile Marin, care vor interpreta piesa Suflete în foc. Textul aparține Doiniței German, iar muzica este stilizată de Doinița German și Eugen Proga. Toată în joc, jocul s-a scântit. Și s-o prins cu toții roate, vechi și plăcăi. Într-o lume colorată, când pe cum le adună, vată, dar va apăsa cu joc și voie bună. Stui așa și tot așa, ca-i monoplara mea. Când pe joc suflete în foc, hai nu stau pe loc. Fantezie, energie, chiu, iară veselie. Într-un suflet ne-a prins ea tinerețea. Mândra cărnicuță foc, se cunoaște după-n joc. Se împărtește cum zic eu, pe călcăi în jurul meu. Îi plăcău cu părul creația de la costropăț. Dar și cel mai drăș cățel se ține răspuiel. Mândră fată ea zi bate tinereța cei. Că a fost și eu odată în brațele ei. Tinereța-i frumusețe, zbuci un zbor. Ce de înalt să te coboară când ai muritor. Și zi așa și tot așa, ca în monoplara mea. Când te joc suflet de foc, hai nu stau pe loc. Fantezie, energie, fiu iară veselie. Într-un suflet ne-am prins ea tinerețea. Ce ești tristă și amară. Of, of, amară-i frunza de nuc. Mai amar ce-n suflet duc, inimioara mea. Of, of, frunză verde a mărului. Jăluima și n-am cui. Jeluimaș Domnului, să mă audă și pământul, că oi muri când mi-a fi rândul, dar las dragostea și cântul.
lume dragă, lume. Voi cică de pe lungă, viața omului e scurtă, important ce lași în urmă, vreme rea sau vreme bună. Hai să încingem jocul mare, tra vieții să fătoare, viața asta s-o iubim, unde scumpa s-o trăim. Iată și celelalte două echipe care vor gusta din focul luptei. Echipa Intel în următoarea componență. Ina Trocin, Sergiu Buzdugan, Valentina Acciu, Sergiu Stati, Mihai Gârneț și capitanul echipei Vadim Culea. Vor încerca să le opună rezistență băieții din echipa Brainstorm. În următoarea componență, Traian Chivriga, Tudor Sambritski, Andrei Șchiopu, Ion Mihai Felea, Gabriel Băcu și capitanul echipei Cristian Cozari. Tema 1, indiciul 1. Conform revistei American Scientist, eu sunt periculoasă din față, murdară și gălăgioasă din spate și incomodă la mijloc. Indiciul 2. Cu adevărat populară am devenit începând cu 1895, după contribuția fraților Albert de Dion și George Button. Indiciul 3. În 1917, doi imigranți ruși, Harlamov și Davidov, au fondat în SUA o uzină pentru fabricarea mea. Indiciul 4. În 1885, Gottlieb Daimler a construit pentru mine primul motor compact Brainstorm. Cristian, cine va răspunde? Vă răspunde Gabriel Băcu. Gabriel? Avem așa o idee. Credem că este automobilul. Automobilul? Încă un indiciu pentru echipa Intel. Pionerii producerii mele au fost așa fabrici ca Peugeot, Norton, Leitner, Yamaha și Harley Davidson. Intel? Vă răspunde Valentina Acciu. Valentina? Credem că este vorba despre motocicletă. Bineînțeles, motocicleta este periculoasă din față, murdară și gălăgioasă din spate, poluantă chiar și incomodă la mijloc, mult mai incomodă decât automobilul. Dar cineva iubește această incomoditate. Apropo, frații Harlamov și Davidov sunt cunoscuți în întreaga lume drept Harley Davidson. 1-0 pentru Intel. Tema a doua, indiciul 1. Din cauza poluării, eu îmi schimb culoarea în galben. Pentru evitarea acestui fapt, numai vehiculele electrice sunt autorizate în apropierea mea, iar calitatea aerului este măsurată regulat. Indiciul 2. Poetul englez Edwin Arnold spunea că eu nu sunt un monument de arhitectură, ci dragostea unui împărat încrustată în piatră. Va răspunde echipa Intel? Cine va răspunde? Va răspunde Valentina Acciu. Valentina?
Nu știu dacă avem dreptate, însă considerăm că este vorba despre Taj Mahal. Proiectat de arhitectul iranian Ustad Isa, Taj Mahal a devenit simbolul dragostei eterne. A fost construit de un rege pentru iubita sa soție. Într-adevăr, Taj Mahalul 2-0 pentru Intel. Următoarea temă. Indiciul 1. Numele meu este un neologism pus în circulație de către americanul Milton Sirota în anul 1938. Indiciul 2. Cea mai simplă utilizare a mea generează în jur de 7 grame de CO2. Va încerca să răspundă echipa Intel? Vă răspunde Mihai Gârniță. Cred că este motor de căutare Google. A fost fondat în 1998 de către doi doctoranți la Universitatea Stanford, Larry Page și Sergey Brin. Într-adevăr, Google este o mare industrie pentru că motoarele de căutare sunt imense, sunt amplasate într-un edificiu care generează, bineînțeles, CO2. Și orice căutare pe care o facem noi prin Google afectează mediul ambient, așa că fiți atenți, nu căutați dacă nu aveți nevoie. Bun, cred că toți sau marea parte a telespectatorilor, cei care utilizează internetul, cunosc acest motor de căutare. 3-0 deja pentru Intel, orice răspuns dat de această echipă poate deveni decisiv. Sper că cei din Brainstorm au putere să revină. Tema 4, indiciu 1. La incașii din Peru, în secolul 16, cuvântul ilapa avea două semnificații. Prima era armă, care era a doua. Indiciul 2. Un punct destul de important în cercetarea mea s-a făcut în anul 1752 cu ajutorul unui zmeu de hârtie. Brainstorm? Veți sparge gheața sau nu? Voi încerca să dea un răspuns Gabriel Băcu. Gabriel? Da, iarăși eu voi încerca să dau răspuns. Vom răspunde Fulger. Eu sunt un atribut al zeităților supreme în mitologiile grecești, germanice și slave. Într-adevăr, Fulgerul... La început, incașii spuneau ilapa Fulgerului, iar apoi armelor care produceau sunete asemănătoare. Următoarea temă, indiciul 1. Cel mai mare dintre noi va fi finisat în 2016 și se va numi Uriașul Magellan. Va încerca echipa Brainstorm? Gata, s-au terminat discuțiile. Iau răspuns, Felea Ioan Mihai. Ion Mihai Felea a dat o versiune, după care tot el a spus, probabil că nu. Să auzim ce versiune era. Bine, îi mulțumesc capitanului pentru amabilitate și pentru promptitudine. Noi vom încerca să răspundem telescop. Și sperăm să fie corect. Următorul indiciu. Există în 4 variante. Rentgen, optic, radio și cu raze infraroșii. Pentru prima dată am fost fabricat de Galileo Galilei în 1609. În adevăr, telescopul. 2-3. Doi la trei. Revine puțin câte puțin echipa Brainstorm. Tema 6. Indiciul 1. Denumirea monedei naționale a Botswanei se traduce anume așa. Se traduce ca pană. Pană. Asta este versiunea echipei Brainstorm. Încă un indiciu pentru echipa Intel. Din cele mai vechi timpuri, eu sunt cunoscută pentru faptul că aduceam oamenilor grâu, fructe, pește sau chiar bani. Ce
Va încerca echipa Intel? Voi încerca să răspund eu. Capitanul echipei Vadim Culea? Da. Avem o presupunere că ar putea fi vorba despre ploaie. Botswana este o țară secetoasă și acolo ploaia se venerează. Într-adevăr, moneda națională a Botswanei este ploaia, iar unele ploi ridicau, unele furtuni ridicau în aer grâul, fructele, peștele sau chiar banii și apoi îi vărsau în localități sub formă de ploaie. Chinezii consideră că ploaia apare atunci când pământul se unește cu dragonul, ați fi aflat din unul dintre următoarele indicii. Dar echipa Intel a oprit ascensiunea celor de la Brainstorm aici și noi luăm o pauză muzicală împreună cu Doinița German, care va interpreta piesa Hai explodează, textul Doiniței German și muzica și stilizarea populară Doinița German împreună cu Vadim Cochin. E al meu popor măreț, de lume tare, soartă cu zeci în crezi. Hei, exploatează, hai, deschide-ți inima, te deamnă a trăit muzica din țara mea. Primește impulsul, fiind pe celulul de pop, vezi că e inflamabilă, vei vezi a rog! Iată numele celor calificați în finala serii, echipa Sombrero, în următoarea componență. Beatrice Porcescu, Pavel Gheorghelaș, Maria Dragan, Mihai Avram, Mariana Burcă și capitanul echipei, Iulian Gramatski. Adversarii lor vor fi cei din echipa Intel. Ina Trocin, Sergiu Buzdugan, Valentina Arciu, Sergiu Stati, Mihai Gârneț și capitanul echipei, Vadim Culea. Ambele echipe au învins în această seară adversarele lor din semifinale și se vor lupta acum pentru un loc în finala sezonului. Este prima emisiune din acest al doilea sezon și vom afla numele primei echipe calificate în acea finală. Tema 1, indiciul 1. Șantierul din locul numit Pietrele Arse a reunit la un moment dat aproape 300 de lucrători pentru edificarea mea și poate fi considerat cel mai important de pe cuprinsul vechiului regat în secolul XIX. Eu
Indiciul 2. Astăzi, în interiorul meu se află o ciupercă care atacă elementele din lemn și este foarte dăunătoare omului. Indiciul 3, am vrut să-l citesc, dar echipa Sombrera a apăsat pe buton. Cine răspunde, Iulian? Răspund eu. Da? Capitanul echipei, Iulian Cramatschi? Piramidele. Piramidele. Secolul 19, cam târziu pentru piramide. Indiciul 3 pentru echipa Intel. Creație a arhitecților Johannes Schultz și Karel Liman, eu pot fi considerat unul dintre cele mai importante edificii de tip istoric din România, având caracter de unicat. Vadim a apăsat pe buton, cine va răspunde la întrebare din echipa Intel? Mihai? Să presupunem că este vorba despre castelul Peleș. Construcția acestei a fost comandată de Carol I și actualmente castelul este situat în Sinaia, România. Ziceam actualmente, el a fost acolo situat întotdeauna, da, bineînțeles. 1-0 în această finală pentru echipa Intel. Tema 2, indiciul 1. Eu am zis, când nația e în arme, eu nu văd decât steagul țării și steagul țării îl apăr. Indiciul 2. La Chișinău sunt vecin cu una dintre cele mai mari soprane, soliste de operă și actrițe. Indiciul 3. Am absolvit universitatea într-un singur an. Indiciul următor. Sunt cel mai mare poligraf român, autor al 1250 de volume și 25.000 de articole. A apăsat pe buton Vadim Culea, capitanul echipei Intel. Cine va răspunde? Va răspunde Sergiu Sati. Sergiu? Răspundem că este Miron Cosin. Indiciul 5, doar pentru echipa Sombrero. Am fost un istoric, critic literar, documentalist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru. Lista poate continua, însă echipa Sombrero a apăsat pe buton. Mihai Avram? Nicolae Iorga, bineînțeles, strada Nicolae Iorga este interpretată în Chișinău de strada Maria Șibotari, care era o mare soprană, solistă de operă și actriță. Nicolae Iorga a fost un mare enciclopedist, el a absolvit universitatea într-un singur an, a fost și ministru și prim-ministru și academician, își iubea foarte mult patria, spunea că când națiunea este în arme, el nu vede decât steagul acesteia și pe el îl apără. Nicolae Iorga, într-adevăr, 1-1. Tema a treia. În Argentina, Brazilia, Filipine, Statele Unite și Uruguay, acest nume propriu și marcă comercială apare și ca denumire de localități. Indiciul 2. Este un cuvânt de origine spaniolă care se traduce ca grație. Indiciul 3. Așa o chema pe iubita contelui de Monte Cristo. Va răspunde echipa Intel?
Da. Vă răspunde Valentina Ciu. Valentina? Deci noi, din câte mi-am amintesc eu, pe iubita contului de Monte Cristo o chema Mercedes. Mercedes este un nume propriu în limba spaniolă. Este o marcă comercială de automobile, bineînțeles, așa o chema pe fiica lui Emil Jelinek, businessmanul austriac care a avut idei progresiste și a stat la baza companiei Mercedes-Benz. 2-1 pentru Intel. Tema 4. La apariția mea au contribuit culegătorii de bumbac, preoții și mamele. Indiciul al doilea. O ipoteză presupune că denumirea mea ar fi provenit de la o femeie pe nume Jezabel, dintr-o fostă colonie franceză. Va răspunde echipa Intel? Încercați să răspund eu? Presupun că este vorba despre jazz. Într-adevăr, la apariția jazzului au contribuit cântecele rurale ale culegătorilor de bumbac în stil blues, cântecele de leagăn și cele religioase. Jazzul se numește așa, se spune într-o legendă, în cinstea unei frumoase din New Orleans, pe nume Jezabel. 3-1 pentru echipa Intel, tema a patra, indiciul întâi. Voi mă numiți cu un cuvânt francez, care la rândul său a provenit de la un cuvânt portughez, care se traduce ca gutuie. Indiciul 2. În statele din vestul Europei, prin acest termen este desemnată dulceața de portocale cu coji uscate de citrice. Va încerca să răspundă sombrero? Situația răspund este cam eu? Dificilă, dar... Nu știu nici dacă Iulian? Este un cuvânt care există, ceva bănuiesc ori din alte limbi, ori chiar există țucate. Din păcate nu, următorul indiciu pentru echipa Intel, un strămoș al meu era cunoscut în Asia încă din antichitate și era fiert din mere, amidon și fructe. Va încerca echipa Intel? Răspunde Sergiu Buzdugan. Sergiu? Părerea mea cred că este despre gem. Gemul, crede echipa Intel. Încă un indiciu pentru sombrero de această dată. Varianta europeană are o consistență de fructe mai mare, cu toate că e mai puțin dulce. A apăsat pe buton Iulian, nu știu ce variant are echipa, pentru că discută foarte încet, acolo foarte în secret. Cine răspunde? Eu. Iarăși Iulian ține pieptul la toată echipa. Compot. Compot, într-adevăr, este un cuvânt de origine franțuzească, dar nu este răspunsul corect la această întrebare. Din păcate, ultimul indiciu pentru echipa Intel. Conform dicționarului explicativ, definiția mea este produs alimentar cu aspect de pastă, obținut prin fierberea cu zahăr a fructelor proaspete, zdrobite sau trecute prin sită. A apăsat pe buton echipa Intel. Asta înseamnă că în caz de răspuns greșit, echipa Sombrero va avea șansa de a răspunde. Cine va răspunde în echipa Intel? Va răspunde Valentina Ciu. Valentina? Credem că este vorba despre zefir. Au aplaudat din sală. Din câte știu eu, cuvântul zefir este de origine grecească și desemnează un vânt. Iar zefirul este la fel de poros ca și vântul respectiv.
În fine, încă 15 secunde pentru sombrero, dacă aveți o variantă de răspuns. A apăsat Iulian pe buton. Cine va răspunde? Răspund iarăși eu. Iarăși Iulian va răspunde? Marmeladă. Cât era scorul până la acest moment? 3-1. Iar acum este 2-3, pentru că, într-adevăr, răspunsul corect este marmelada. În această întrebare va fi vorba de un an. În acest an, pelicula Amadeus, regizată de Miloš Forman, a obținut premiul Oscar pentru cel mai bun film al anului. Indiciul 2. În acest an, Constantin Cernenco i-a succedat lui Yuri Andropov în calitate de secretar general al Partidului Comunist Sovietic. Asta era clar, dar să vedem anul din partea echipei Sombrero, dacă va intui corect sau nu. E și importantă intuiția în jocul nostru. 1984. 3-3. 1984 este ultimul an al Șoarecelui, în care a mai existat URSS. Este și titlul unui roman politic scris de George Orwell în 1948. Și această temă poate deveni decisivă pentru una dintre echipe. Scorul este egal. Indiciul întâi. Acest termen medical actual provine de la denumirea impozitelor la care erau supuși romanii pe teritoriul Greciei antice. Indiciul 2. De fapt, mai corect ar fi să spunem că acest termen provine de la denumirea comună a bolnavilor, a invalizilor și a săracilor care erau scutiți de aceste impozite. Indiciul 3. Astfel, în antichitate, cu acest termen era desemnată scutirea de impozite, iar astăzi scutirea de... Echipa Sombrero? Răspund iar și eu. Imunitate. Scutirea de boli. Și răspunsul echipei Sombrero este corect. Într-adevăr, imunitate. Munitas se numeau impozitele la care erau supuși romanii pe teritoriul Greciei, iar imuni erau persoanele scutite de aceste impozite. Felicitări echipei Sombrero, v-ați calificat în finala sezonului 2 la Erudit Cafe. A fost o evoluție neașteptată a acestei echipe, revenită din nou în club. Echipa îl aplaudă pe capitanul echipei. Într-adevăr, el a făcut o mare parte din victorie în această seară. Stimați telespectatori, pe această notă frumoasă, eu vă las în continuare alături de Moldova 1. Ne revedem peste o săptămână. La revedere!